Județul Mehedin sub cod portocaliu de caniculă. Temperaturile au ajuns astăzi la 38 de grade Celsius, reprezentând cea mai călduroasă zi din această vară. Meteorologii anunță că săptămâna aceasta vremea va continua să fie deosebit de caldă, însă va deveni instabilă în anumite zile. Temperaturile vor fi caniculare, iar disconfortul termic va fi accentuat. În această perioadă caniculară, majoritatea românilor aleg să evite expunerea la soare între orele 11 și 18, căutând locuri răcoroase, cum ar fi parcuri cu vegetație abundentă sau zone cu aer condiționat. De asemenea, consumarea băuturilor cu conținut ridicat de cofeină, alcoolice și răcoritoare nu este recomandată pe perioada caniculară. Având în vedere temperaturile ridicate din următoarele zile, ce măsuri de precauție veți lua? Măsuri de precauție... cât se poate consuma multă apă, stat la umbră și cât se poate fi de soare. Alimentația reprezintă un alt aspect important. Ar fi bine să evităm mâncărurile grase, prăjite și să le înlocuim cu rețete care dețin un conținut ridicat de lichide și ne pot ajuta la nivelul de hidratare. Supe, fructe, legume, salate și tocănițe ușoare sunt toate exemple bune și, desigur, pot fi făcute cu ingredientele potrivite de sezon. Ce alimente considerați că este bine să consumați pentru a evita posibilele neplăceri aduse de temperaturile ridicate? Cât mai ușoare din asta, așa, de regim, vegetale. Rest, mai puțin de carne, nu? Mai puțin de carne. Totodată sunt români care preferă să meargă la piscină, să se răcorească, însă puțin sunt cei care știu riscurile la care se expun. Medicii îi avertizează pe români să aibă mare grijă dacă merg la piscină, pentru că anumite boli pot fi produse sau agravate de apa din piscină sau din cauza soarelui, cum ar fi arsurile solare, fotoîmbătrânirea sau cancerul de piele. Mai mult decât atât, medicii dermatologi recomandă cremă de protecție solară, însă aceasta lipsește cu desăvârșire din rutina de vară a fiecărui. Dar din gențile tinerelor nu lipsesc însă uleiurile fără factor de protecție. Mâine, de exemplu, vreau să merg dimineața la plajă și în restul zilei voi sta în casă. Spre deosebire de iubitorii de soare și căldură, mulți caută destinații răcoroase de vacanță, pleacă de la 40 de grade la pensiunile de la munte, ocrotite de umbra pădurii, unde serile sunt chiar friguroase.